Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața, decât de marți, decât de 6 și decât, evident, de november. Păi, un 6 noiembrie, așa o zi frumoasă. Nu pot să spun eu. O zi frumoasă de dimineață, un pic răcoroasă, dar frumoasă, în schimb. Și un pic înnourat afară. Cum vă spuneam și ieri, despre ziua de ieri și despre ce va urma, așa vă spun și astăzi, va urma decât de bine. Numai că la munte are să fie un pic mai bine decât la deal Șușes. De ce ai să spui tu? Păi ce știu eu, de ce? Are să fie pur și simplu. Zona montană o să fie mai călduroasă astăzi pe parcursul zilei. Chiar dacă nopțile sunt acolo un pic mai răcoroase, diminețile și zilele sunt mult mai primitoare, mai prietenoase, ca să spun așa. Dacă te dimineață în Suceava, în Gura Humorului, la Pașcani, la Târgu Neamț, la Botoșan, la Fălticeni sau la Rădăuți, temperaturile sunt undeva în jur de 7-8 grade de dimineață, așa, și un cer supărat, înnourat, fără însă să avem șanse de precipitație, un picuț de ceață, bă, dar slabă, dar e un picuț de ceață. Așa că aveți de grijă, se circulă binișor, se pare că se va mai încălzi un picuț, dar despre asta povestim îndată. În zona montană mai răcoare, nu foarte tare, mai răcoare, așa un 4-5 grade, așa dacă urcăm un picuț, ne cățărăm pe la Câmpul Lung și la Vatra Dornei de dimineață, poate chiar 3-4-5 grade, așa, depinde cât de tare scoți mâna afară și cât de rea ciței. În schimb, pe parcursul zilei lucrurile se schimbă. Spuneam că suntem într-o săptămână sau într-o perioadă sau prognoza aia pe 10 zile, dacă vreți, arată că nu vor fi ploi. Vor fi soare, vor fi norișori, așa vor alterna, dar ploi nu vor fi. Va fi cald însă, cald unde? La munte, cum spuneam. Dacă puteți să credeți că la munte, spre exemplu, vom avea temperaturi de 17-18 grade și vorbim de Câmpul Lung și Vatra Dornei. Cu cât cobori un pic mai la vale, treaba nu-i tot la fel de la Gura Humorului, în jur de 14 grade. Bă, cum ajungi la 6, treaba se complică. La Suceava, 12 grade astăzi. Adică atât de cât, înțelegi? 12 grade la Suceava, la fel și la Fălticeni, la fel și la Târgu Neamț și la fel la Rădăuți, mai că la fel. Ei, tot în jur de 12 grade. Un picuț poate mai călduț, așa ca la Gura Humorului, la Pașcani și la Botoșani. Soare, spuneam astăzi, care va alterna așa cu norișorii. Zilele însă următoare se vor menține în același trend, cum spuneam. Vom avea soare, parte de soare. Paradoxal, șesul și dealul vor fi mai răcoroase pe timp de zi decât va fi muntele. Diferența între șes, deal și munte va fi undeva de 2-3 grade. Pe alocuri, așa vorbind. Adică dacă la șez vom avea, nu știu, mâine 11, mâine și poimâine câte 11 grade, la munte ar fi 14, 15, 16 grade. La munte. Adică la Câmpul Lung și la Vatra Dornei. Și o să spuneți că nu-i firesc. Așa spun și eu, dar parcă mai contează ce-i firesc sau nu. Se pare că muntele protejează într-o oarecare măsură și reușește ca acolo să fie mai călduț. Cert e, spuneam că ne vom bucura de soare pe parcursul unei prognoze așa prelungite pe 10 zile vom avea parte de soare. Și un soare care ne va lumina și ne va bucura sufletul. De ce nu? Nopțile, în schimb, vor fi răcoroase. Nopțile ajungem undeva cu temperaturi așa pe la 3-4 grade noaptea, șesul, dealul și dimineți care încep cu 6-7 grade. Un munte care va avea temperaturi, cum spuneam, normale pentru zona de munte, un grad, două, poate chiar 0 grade, atât. Există o noapte la care se discută așa un picuț că s-ar putea și cu minus un grad. Dar despre asta grăim, poate mâine. Cel puțin așa arată pentru noaptea care vine. E pe principiul, hai noapte, hai. Pentru unii, că deja a început o altă zi. O zi de marți, care spuneam, a început binișor de dimineață. Cel puțin prin prisma temperaturilor. În rest, ce se mai întâmplă? Se întâmplă. Se întâmplă. Câte ceva tot se mai întâmplă. Ieri a fost mare scandal. S-a lăsat cu decapitări. A fost un pic de spectacol ieri, un pic de circuleț, așa, vis-a-vis de valiză, de ceai în valiză și așa mai departe. Și lupta asta de-a surda, așa, pe care o duce
Dragnea cu România. Cu România. O duce și o duce în continuare asta pentru că are în jurul lui niște șmecheri care îl fac să rămână în continuare în funcție. De ce rămâne în continuare în funcție? Evident, pentru că așa vrem noi și asta prin prisma oamenilor pe care i-am trimis acolo. Ieri a fost un mare checks. Știți ce ăla, nu? Comitet executiv al Partidului Social Democrat, condus de Dragnea. Bineînțeles că înainte cu o seară au fost aranjamentele de culise, așa, cu șefii și așa mai departe. Au fost pus niște băieți un picuț pe la ANAF și pe la nu știu pe unde încă, știi? Adică, nu, la ASF, pardon, la Autoritatea de Supraveghere Financiară și încă într-un post, așa, din asta au fost puși niște băieți, așa, care, evident, obedienți vor face ce le va spune Livache. Și cam bine, și au fost evident două excluderi, secretarul general al partidului Neacșu și unul din vicepreședinte, e vorba de Țuțuianu, care la un moment dat acest Țuțuianu, Adrian, era, dacă nu mă înșel, ministru al apărării. Amândoi au fost lichidați și pe principiul că ar mai trebui să fi fost lichidați încă niște băieți de pe la Caraș Severin și nu știu de unde. Încă nu s-a vorbit nimic despre despre soarta lui Stănescu, nu Stănescu de la Botoșani, de la Bosanci. Stănescu, Paul Stănescu, tracturaș. Așa, deci nu s-a vorbit nimic de soarta lui, nu s-a vorbit nimic de Gabriela, de Firea și, evident, cei din de Robert Negoiță și cei care sunt în jurul lui. În schimb, am văzut dezinvolți pe lângă Dragnea când ducea valizele, l-am văzut pe Nea Codrin. Zgubidubi. Vă aduceți aminte de Zgubidubi? Zgubidubi. Zgoneață. Deci nu ăla, nu Zgonea. Zgonea e deja istorie. Dar a rămas un altul, acest Codrin, care este, deci, cel mai dintre cei mai, ca să zic așa, din totdeauna. Am văzut ieri miștocăreala pe care a pus-o pe seama actelor găsite. Cum? În ce fel? Asta e o altă poveste. Dar bineînțeles că instituțiile statului s-ar putea sesiza vis-a-vis de ceea ce se întâmplă acolo. Și niște băieți, niște jurnaliști de la o chestie numită Rise Project au găsit niște documente care, mă rog, într-o curte, în Telorman, că trebuia curtea aia să fie acolo, că nu trebuia să fie curtea, că trebuia localnicul, că nu trebuia localnicul să fie acasă. Ce s-a întâmplat de fapt acolo, habar n-am. Cert e că sunt niște lucruri pe care băieții au început să le spună. Și paradoxal sau nu, au început să apară tot felul de chestii în presă, evident, scrise de băieții ăștia, vis-a-vis de niște plăți pe care le făcea Teldrumul lui Dragnea, da? Unui tip, unui avocat, fără barou, fără nimic, fără așa, o sumă mare, doar avea o calitate. Astăzi, soțul unei judecătoare de la CSM, și unei șefe de la CSM, o tipă care, bineînțeles, dă cu toți pereții de, de tot pereții cu Augustin Lazăr, procurorul șef al României. Băi, deci despre asta cam discutam, înțeles? Deci cam astea sunt încrengăturile și dacă ies, probabil că nu se opresc aici. Încrengăturile sunt cu mult, mult, mult mai mari. L-am văzut pe Victor Ponta ieșind așa un picuț la rampă. Nu că îmi place Victor Ponta, trebuie să recunosc că nu-mi place chiar deloc, dar au început să se mănânce șacalii între ei. Victor Ponta sărind la gâtul lui Dragnea și întrebându-l, Victor Ponta, Victor Ponta, mare lider, premier al României, premier PSD, preț de vreo 3 anișori, sper să nu greșesc, ba chiar mai mult de 3 anișori, a ajuns să sară la gâtul unuia care a fost în staful lui, a fost secretar general, cred, la vremea respectivă, dacă nu mă înșel, Livache, și să-l întrebe, nu l-a întrebat, evident, când era ministru și secretar general, dar l-a întrebat acum de case, de câte, de Brazilia, de bani, de valijoare, de bănuți și așa mai departe, toate lucrurile astea, întrebându-se retoric Ponta dacă pot fi făcute dintr-un salariu de bugetar. Pentru că Livache, în afară de faptul că a cărat alcool înainte de 9, sau mă rog, imediat după 90, pentru că era povestea aia, știi, cu alcoolul de la Iugoslav, din Serbia, în afară de faptul că a cărat alcool și a mutat alcool, după aia s-a axat pe partea asta de politicie și n-a fost decât președinte de Consiliul Județean, prefect, chestii de astea în zona bugetară. Și întrebările legate de milioanele de euro care sunt prin conturile domniei sale, prin offshore-uri și așa mai departe, evident că sunt absolut pertinente. Se întreba la un moment dat Ponta, era o întrebare de actualitate, așa, l-a întrebat de unde putea să aibă un bugetar
ca Livache 1 milion de euro ca să-i facă o nuntă băiatului, ca să vedeți cât costă o nuntă pentru un băiat, pentru băiatul lui Livache, pentru Livache la micu. Asta pe de o parte și pe de cealaltă parte, de unde avea ca să-i cumpere lui Amicu o mașină care costă nu mai mult, nu mai puțin decât 250.000 de euro. Și toate astea, evident, dintr-un salariu de bugetar. Întrebări pertinente. Cum spuneam, Livache a vrut să ducă toată povestea asta în derizoriu și a venit cu niște valize, cu gogoși în ele, cu nu știu ce, cu tot felul de chestii, a încercat să ducă, în derizoriu. Singurul rămas în derizoriu în toată povestea asta nu e altul decât el. Mai devreme sau mai târziu, îi place sau nu lui Livache, lucrurile vor merge către către pușcărie pentru el. Și atunci poate România va avea o șansă. Până atunci nu o să avem o șansă pentru că noi nu ne dăm această șansă. Și dacă eu greșesc, am să încerc să merg așa un picuț pe firul apei să vedeți cum stau lucrurile cu adevărat în România. Am o postare interesantă pe care, din aroganță, evident, așa, care mă caracterizează, mi-am trimis-o eu mie, înțelegi, că am găsit-o și am zis, hai să vedem despre ce e vorba. Și zice așa la un moment dat, sunt două imagini, puse adică una lângă alta, așa, ca să înțelegi. O imagine a anului de grație 2008, o imagine a anului de grație 2018. La 10 ani diferență, nu 10 ani lumină, la 10 ani diferență, ca să vezi explicații. Bă, da, te dă cine? Dă niște băieți. Și nici măcar nu sunt explicații. Sunt așa niște realități, a ceea ce găsim. Zice așa, bă, în 2008, barilul de petrol costa 147,50 de dolari. Iar benzina în România, la vremea respectivă, era 2,67 lei de bani. Ați înțeles, da? Ai înțeles, dragul meu. Ai înțeles, da? Deci 2,67 lei de bani cu un baril de 147 de dolari, asta în 2008. În 2018, barilul de petrol este la mai puțin, la mai mult de jumătate, să spunem. Adică numai 67 de dolari. Iar benzina în România costă 6,20 lei de bani. O diferență de aproximativ 4 lei. Bă, și te întrebi, bă, frate, ce-am făcut, mă, ca să fie în halul ăsta în România? N-am făcut nimic, ne-am ales niște băieți, niște guvernanți. Care ce fac? Sub ascunși, așa să spunem, sub pulpana minciunii, în sensul, bă, vă dăm, vă facem, vă creștem salarii, pensii și așa mai departe, nu fac nimic altceva decât să ne ia banii din buzunar. Câți? Mulți. Ai văzut? 4 lei. Ca să nu mai spun că în ultimii 2 ani numai ne-au luat 2 lei, din cei 4 sunt în ultimii 2 ani. În ce s-a transformat ăștia? În accize. Către cine? Către statul român. Ce să facă statul român cu accizele? Evident că nimic. În afară de faptul de a-i prin băieții deștepți care sunt pe acolo, să-i bage în buzunarele, să-i bage băieții deștepți în buzunarele lor banii. În rest, în statul român nu se întâmplă nimic. Dădea exemplu cineva din United States of America și zice așa, uite aici, să dau un exemplu, sunt o grămadă aici, habar n-am pe unde trebuie să merg mai jos un picuț, spunea de United States of America și spune așa, zice, bă, în Statele Unite, litrul, acolo, știi, cu altceva, la galon se vinde, știi? Dar raportat per litru, astăzi, prețul benzinei este sub un dolar. Da? Bă, deci dacă noi am raportat dolarul cum aveam noi la 4 lei, deci prețul benzinei în United States of America este de sub un dolar. Adică merge sub 4 lei. Da? În condițiile în care în România este 6 lei și 20. Bă, dacă comparăm România cu United States of America, cu America asta lui Trump, prin prisma veniturilor? Eu zic că nu. Și totuși diferența de la ei la noi este undeva de peste 2 lei. Astăzi. Și te întrebi, bă, de fapt, cum vine, bă, povestea asta? Bă, dar așa e în America, doar nu fac cadou, bă, americanii, nu fac cadou cetățeanului american, nu-i fac cadou motorină sau benzină subvenționată pe viață. Nici pe departe. Acolo, ăsta este prețul real. Și acolo sunt companii petroliere care câștigă
evident, bani. Numai că acolo statul probabil nu se bagă în povestea asta. La noi s-a băgat statul și a făcut accize, paraaccize și așa mai departe. Unde merg cu accizele? În zona motorine și a benzine, în zona tutunului, în zona băuturilor alcoolice și așa mai departe. Asta ca să le iau oamenilor bănuții din buzunar. Și nu numai acolo. Pardon. Reamța. Să le iau oamenilor bănuții din buzunar. Pe principiul vă luăm, dar și vă dăm. Adică pe principiu, ți-am luat 100 de lei din buzunar. În fiecare lună, ți-am luat. Bă, da, ți-am dat înapoi 20, ți-am dat. Ei, atunci, care e mai treaba mai bună, mă? Până la urmă, ți-am dat 20, mă, lasă aia. Ce ți-am luat, aia e fix, fix. Oricum trebuia să-ți iau, dar ți-am dat ceva, știi? Cam asta este realitatea. Realitatea cruntă a României pe care noi, sau în care noi trăim. În care, din păcate, nu se va întâmpla nimic bun în perioada următoare. Ce să vă spun? Să vă spun că ce? Că se vor face, că va fi extraordinar. Nu pot. Nu pot. Aș dori. Mi-aș dori eu să pot să transmit un mesaj de ăsta, să spun, bă, deci o să fie extraordinar în România asta. Poate. Poate peste 100 de ani, peste 200 de ani. Cine știe? Poate o să fie bine și în România. Până atunci însă România se golește de oameni. Până atunci ce din România pleacă zilnic. Uitați-vă un picuț să vedeți zborurile. Am văzut un material vis-a-vis de ce se întâmplă în România. Am văzut un material care vorbea despre aeroportul din Satu Mare. Nu că ăla ar fi doar reperul, pentru că, bineînțeles, la Suceava se întâmplă la fel. Către Anglia, zborurile sunt cu plin, plin. Aproape. Eu ce aminte că discutam odată. Nu numai către acasă sunt pline și către Anglia. Nu au scăzut zborurile, au rămas la fel, sau numărul de zboruri a rămas la fel cel săptămânal și se circulă pe plin, plin. Întrebarea este cum am ajuns mai așa, pentru că plecăm din țara asta. De ce plecăm, mă, din țara asta? Dă bine? Evident că nu dă bine. Dacă i-am întrebat pe comuniști, pe băieții ăștia care ne conduc, ne-ar spune că plecăm din țara asta pentru că nu suntem patrioți, probabil. Dar ce ți oferă țara lor? Statul ăsta paralel al lui Dragnea, al lui Tăricianu, al lui Codrin, al lui Vasileasca, al lui Veorica, Carmensita, Șova și așa mai departe. Că lista poate, Andrușcă și lista poate continua. Ce să-ți ofere, bă, țara asta? În afară de jecmănit. Am văzut pe niște băieți de la o cameră de comerț al Germaniei care au spus, bă, faceți ceva în țara asta în privința predictibilității. Bă, n-aveți infrastructură. Nu vă gândiți la capitolul salarii. Dacă salariile mărite sunt în conformitate cu pregătirea și cu ceea ce face omul pentru salariu, nu vă gândiți la nimic decât la cum a jefui țara asta. Faceți, bă, ceva pentru țara asta ca lumea să vină către voi și să ajungem înapoi acolo unde măcar am fost. În țara asta am fost 20 și ceva de milioane de oameni. Oameni muncitori. Care au muncit. Muncim și acum. Doar că muncim pentru alte guverne. Alte guverne care ne respectă. Care ne dau o șansă la viață atunci când vorbim de sănătate. Care ne dau o șansă la educație atunci când vorbim de educația copiilor noștri. Care ne dau șansa unui trai mai bun atunci când vorbim de traiul mai bun. Care ne dau o șansă. Ăia străinii. Pentru că guvernele noastre nu au reușit niciodată să ne dea șanse. Din păcate, spun. Infrastructura, uite-te la ea, e zero, la pământ, nada, nimic. N-avem drumuri, n-avem, știi, paradoxal, discutam ieri despre drumul ăsta care face legătură, DN18, știi, ăla care merge pe la Prislop, pe la Borșa și merge la Satu Mare, înțelegi, ca să ia, să te scoată afară de România asta. Drumul, un drum pitoresc, foarte adevărat, un drum care, dacă ar fi circulabil pe partea din Suceava, evident că am ajunge foarte, e un drumul cel mai scurt și cel mai rapid către Occident. Numai că în Ardeal lucrurile sunt în regulă, acolo s-au făcut pe tronsoane ceea ce era de făcut, la noi s-a făcut la fel pe tronsoane. O bucată asfaltat, o bucată de prăpăstie. O bucată asfaltat, o bucată de prăpăstie. Și așa am rămas. Pentru că acel Șova, nu știți, tipul de la drumuri, care e în continuare ministru și este la transporturi, acel Șova a spus-o cu subiect și predicat că n-are bani ca să termine drumul ăsta DN18. Păi să nu mă închipuiți că la DN18 acolo s-a făcut nu știu ce chestie, că cei care ați fost așa știi că se merge, e cât e aia, cum e aia duminica aia din a doua sau ultima din august cu sărbătoarea de la Prislop, ceva de genul ăsta mi se pare, erau, nu?
cei care ați fost și ați mers încolo, ați văzut că este pitoresc, e frumos, e super tare. Bă, dar ăștia n-au făcut autostradă acolo, ca să înțelegeți că de ce n-au terminat băieții Luneaga de la companie. N-au făcut autostradă. Același drum. Același drum săpat în munte de ceașcă, că ăla a fost săpat în munte de ceașcă, bă. Deci unde... Nu v-ați închipuit că v-a săpat băieții ăștia, nu? Nu. Deci băieții ăștia n-au săpat în munte nimic. Deci băieții ăștia trebuia să toarne niște asfalt. Să-l decapeze și să-l toarne și să-l facă. Asta trebuia să facă, înțelegi? N-au făcut, nu știu, chestii de artă, să nu vă închipuiți, au dărâmat muntele, au făcut tuneluri. Nu, bă, frate, n-au făcut nimic. Deci trebuiau să repare niște drumuri pe care le-a făcut ceașcă. De alea cu o bandă pe sens, înțelegi? Adică una la deal, una la vale. Nici măcar asta n-am reușit să facem. Și atunci te gândești, ce-ți oferă România asta? Te gândești la cei care pleacă și care sunt plecați. De ce? E grea. Străinătatea, foarte adevărat. Dar începi să te gândești. Ce faci aici? Da, el face, îi face jocurile lui Livache, îl îmbogățești pe Livache, pe el și Camarila, îi face să fie mai prosperi decât sunt deja, îi face să aibă proprietăți nu doar în Brazilia, ci oriunde în țara asta, îi faci pe ei să fie așa. Și nu numai pe ei. L-ați mai văzut pe vorul unde ei se vorbească de Radu Mazăre din Madagascar, băiatul care a făcut la bani de n-a avut aer, a plecat și bun plecat? I-ați văzut să povestească ceva de ei? Nu. Lucrurile astea sunt deja uitate. De ce? Pentru că pleacă foarte mulți bani în zona care ar trebui să povestească de așa ceva și acolo lucrurile se opresc. Știi? Nu mai apar dezvăluiri. Noroc cu cei de la Rize Project care vorbesc despre Telerman și despre ce face sau ce a făcut Livache acolo. Și evident ce face la București. Cum spuneam în ședință de ieri, n-a făcut nimic altceva decât să împartă bunul statului, ai înțeles? Bunul statului, bunul nostru, și să pună acolo niște băieți, pe la ASF, pe la nu știu unde, niște băieți care să fie obedienți și care să câștige foarte mulți bani. Evident, bani care se vor întoarce și către ei. La ASF știți că salariile sunt de alea de... Nu-ți vine să crezi. Deci n-au demnitare din Europa, din Europa aia capitalistă, n-au atâția bani cât au băieții noștri de la ASF. Ca să știi despre ce e vorba acolo, știi? Acolo au pus niște băieți. Asta a făcut de fapt. De ce? Pentru că el e stăpân pe plantație. Cum se numește plantația? Cum adică nu știți? România. Plantația se numește România. Ce suntem noi? Sclavii de pe plantația lui Livache. Din păcate. Și probabil a început să ne placă, n-o să ne trezim și o să mergem așa mai departe, mai departe și iar mai departe. O să vină alegerile și o să vedem săptămâna viitoare, săptămâna. Că trece timpul, nici nu știi când. O să vedem la anul. Da, e atât de repede trece că putem să-i spunem și săptămâna viitoare, nu anul viitor. O să vedem la anul alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale ce ne vor spune despre noi. Despre România. Despre noi, cetățenii. Noi ăștia, cei de zi cu zi. Nu ei. Nu ei, nu demnitarii. Nu Livache și Camarila. Nu băieții ăștia, nu. Nu ei cei care ne conduc. Nici pe departe. O să vedem ce o să spunem despre noi. Atunci. Probabil atunci ar trebui să glăsuim. Atunci, așa cum spunea Caragiale, este vocea poporului național. Sau atunci va fi vocea poporului național. Atunci vom putea să ne exprimăm. O vom face? Nu vom face? E greu de spus. Mai că aș înclina către varianta 2. Nu vom face. Dar ce știu eu? Mai sunt câteva titluri interesante în presă și o să vedeți despre ce vorbesc, despre faptul cum pe plantație un primar poate să-și permite să facă ce vrea el vis-a-vis de validat niște consilieri sau nu fi validat niște consilieri pentru că așa vrea mușchiul lui, pur și simplu pentru că lui așa îi convine, sau ce face un primar care este vrednic și căruia îi pasă de localitatea pe care o păstorește și nu numai, ce se întâmplă în general în Consiliul Județean, dacă vorbim de centenar, pentru că s-au întâmplat câteva lucruri și ieri, și o să vedeți ușor-ușor de controle, de polițiști, despre multe lucruri care par să se întâmple sau chiar se întâmplă în Suceava. Până atunci să luăm publicitate. Revenim!